Șantier în lucru pe drumul național 7 Bâldana Titu. În cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezent și ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan a anunțat luni 29 mai 2023 startul lucrărilor pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița. Este vorba despre proiectul lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana Titu, în valoare totală de 258.000 de lei. În cadrul proiectului se vor moderniza 21 de kilometri de drum, se vor construi 4 noi poduri și vor fi reabilitate 3 din cele vechi și se va amenaja o parcare de scurtă durată. Lucrările se vor desfășura pe teritoriul localităților Tărtășești, Brezoaiele, Slobozia Moară, Lungulețu și Titu. Durata de execuție a lucrărilor este de 20 de luni. Eu zic că e un moment important, faptul că în sfârșit, după multe încercări pe care dumneavoastră le știți mai bine decât le știe orice ministru al transporturilor, se fac primii pași. În urmă cu câteva zile, așa cum știți, a fost desemnat câștigătorul și pe tronsonul Târgoviște-Sinaia. A fost eliberată și autorizația de construire pe Bâldana Titu. La acest moment se lucrează și la Bâldana Târgoviște la proiectare, urmând ca în momentul în care se termină, se va termina destul de repede această proiectare, să se intre și acolo în faza de execuție. Nu mai reiau ce, așa cum am spus, probabil că știți mai bine decât mine, istorii. Important e că, în sfârșit, avem desemnați câștigători, s-a intrat în faza de execuție și, în sfârșit, după multe încercări, se vede așa o luminiță și lucrurile par cât se poate de clare în acest moment. Eu sper ca cei care au câștigat licitația, nu sper, chiar sunt convins că vor face treabă bună, își vor îndeplini contractul, vom avea legături strânse cu autoritățile locale, să vedem dacă lucrările se desfășoară conform contractului. Asta e cel mai important lucru. Îi mulțumesc și lui Cornel și celorlalți colegi și domnului primar și parlamentarilor, domnilor primari, fiindcă sunt mulți primari aici. Sunt convins, așa cum am spus, că vor monitoriza foarte bine toate aceste lucrări, astfel încât să se desfășoare în ritmul asumat de către constructor. Cornel. Da, mulțumesc mult, domnule ministru. Momentul mult așteptat pentru județul Dâmbovița a luat sfârșit. Astăzi este un moment important, așa cum a spus domnul ministru al transportului și vicepremier al României. Din 2007, un proiect asumat de Guvernul României și o spun astăzi cu toată sinceritatea, vreau să-i mulțumesc lui Sorin Grindeanu pentru sprijinul acordat județului nostru. Din 2007 până astăzi au fost la conducerea Ministerului Transportului 21 de miniștri ai transporturilor. Sorin Grindeanu este primul care și-a asumat acum un an și jumătate, a treia zi de Crăciun, proiecte importante pentru județul Dâmbovița când a venit la Târgoviște și uitați că astăzi, efectiv, încep lucrările pe drumul național 7, DN7, Bâldana Titu, modernizare la 4 benzi, un proiect de peste 21 de kilometri cu o valoare de 260 de milioane de lei, un proiect important, așa cum am spus, din 2007, de când firma Renault a venit la Târgoviște și Guvernul României la vremea respectivă și-a asumat modernizarea drumului național Titu Bâldana, modernizare la 4 benzi. Tot în această perioadă, tot sub mandatul lui Sorin Grindeanu, drumul național 71, DN71, modernizare la 4 benzi, Bâldana Târgoviște, cred că vorbim din 2004 mai mult, domnule ministru, din 2004 vorbim de extinderea la 4 benzi de la Bâldana până la Târgoviște și acum suntem în fază de proiectare și după ce am vorbit cu domnul ministru și cu domnul director Pistol, anul acesta vor începe efectiv lucrările la sfârșitul anului 2023 și tot în această perioadă s-a declarat câștigătorul pentru Bâldana Sinaia, pentru Târgoviște-Sinaia. Și în afară de aceste drumuri naționale pe care ni le-am asumat în echipă sub conducerea domnului ministru Sorin Grindeanu,
tot pe raza județului Dâmbovița, avem proiecte importante în colaborare cu Ministerul Transporturilor, centurile ocolitoare pentru Târgoviște, Sinaia, deja protocoalele avem semnate cu Ministerul Transporturilor și în perioada următoare, maxim 30 de zile, vom preda Ministerul Transporturilor centura ocolitoare pentru orașele Pucioasa, fie în o valoare de 158 de milioane de euro, și în maxim 2 luni, centura ocolitoare a municipiului Târgoviște, valoare de 147 de milioane de euro, vom intra în ultimul CT al Ministerului Transporturilor și, bineînțeles, urmează avizarea de către minister și, bineînțeles, următorul pas, scoaterea la licitație a proiectului tehnic și execuției pentru cele două centuri importante de pe raza județului nostru. Eu vreau să-i mulțumesc domnului ministru Sorin Grindeanu pentru tot sprijinul acordat. A fost, repet, după 21 de miniștri ai transportului, a fost ministrul care a venit la Târgoviște și a asumat și, bineînțeles, și a ținut cuvântul pentru dâmbovițeni și aceste drumuri naționale care străbat județul Dâmbovița, DN7, care astăzi începe, DN71, de la Băldana, Târgoviște până la Sinaia, sunt drumuri naționale care vor schimba efectiv fața județului Dâmbovița și, în ultimul rând, județul Dâmbovița va ieși dintr-un con de umbră, așa cum ne dorim cu toții de mult timp și, bineînțeles, după multe lupte pe care le-am dus la nivelul Guvernului României. Vreau să mulțumesc și parlamentarilor care au muncit alături de domnul ministru Sorin Grindeanu pentru, bineînțeles, pentru a ajunge în acest punct și, în ultimul rând, colegilor mei, consilieri județeni, conducerea Consiliului Județean, doamnei prefect, primarilor, tuturor colegilor care au fost alături de noi pentru aceste proiecte importante pentru județul Dâmbovița. Eu am o mențiune specială, dacă îmi permiți, colegului meu din Minister, Ionuț Săvoiu, secretar de stat. Este de-a multe, este al casei. Pe care l-ați promovat și care mi-este... L-ați promovat de aici, din Dâmbovița, și care mi-este de foarte mare ajutor. Dovadă că și astăzi a fost cel care a dezamorsat, a avut dialogul cu sindicatele din CFR și care face parte din echipă și care a urmărit îndeaproape. Vă spun cât se poate de sincer, Ionuț a urmărit îndeaproape fiecare proiect care ține de Dâmbovița, ceea ce e normal. Mulțumesc, domnule.